cea de-a doua parte a concertului pe care l-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Mai avem încă 6 colinde. Însă, înainte de a merge acasă, aș vrea să plecați cu 4 versuri din ultimul colind, care reprezintă și cheia sau mesajul central al sărbătorii de astăzi, pe lângă evenimentul religios că Fiul lui Dumnezeu s-a născut și este pe pământ între oameni. Vă rog să nu uitați aceste versuri. Cât or fi colindători, nu uitați de sărbători. Satul parcă îi mai viu, în suflete nu-i pustii. Mai mult de atât, dumneavoastră trageți concluzia. De asemenea, noi trebuie să știm că de noi toți depinde dacă pe viitor vom mai avea sau nu colindători. Și aici, dacă auziți persoane care spun, sunteți prea mari sau ce, că am o vârstă, nu mai mă duc, haideți să-i învățăm, haideți să le explicăm, să le arătăm ce este și pe internet și la televizor, pentru că, vedeți, despre acesta este astăzi. Despre pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, despre colinde și despre cei dragi. În continuarea programului nostru, cele 6 colinde pe care le-am pregătit sunt Asta e noaptea de a fi om, încă o dată Rareș Stoica va fi solistul nostru, Să ningă cu iertare, Sufereastră la un bun, unde vom avea pe Alina Stângaciu și pe Loredana Chiralii Dobrescu ca și soliste. Apoi, pentru că am dat curs unei provocări, va urma colindul în noaptea Sfântă de Crăciun cu doamna Valeria Nemuț, solistă, și cu mine. Acasă e Crăciunul Sfânt, solistă va fi Antonia Dumitru și vom încheia cu colindul cât or fi colindător. Să fiți sănătoși și la mulți ani și Crăciun fericit! Și acest colind are scopul de a ne aduce aminte de ce suntem astăzi aici. Rareș, până când nu știu diferit ce e porunca mâine, da? Thank you.
Las la tomul parte.
Thank you.
Fericit tuturor!